Salutare și bine ați venit la Q&A 2! Să începem! Raul Simionescu și Ștefan Budescu ne întreabă: cât timp vă ia produsul clipurilor și tot ce ține de Zaya Fett? Și Raul ne mai întreabă dacă fumez și ce muzică ascult. Din moment ce fiecare film abordează alt subiect, timpul diferă dramatic în funcție de film. De regulă, filmele cu informații luate din cărți iau mai mult timp decât cele cu informații luate de pe net. Spre exemplu, filmul De ce mâncăm 3 feluri de mâncare, împreună cu filmul 10 lucruri despre mâncărică, sunt toate luate din Istoria gustului, care e o carte foarte frumoasă pe care vă recomand. În afară de asta, da, fumez, am încercat de 3 ori să mă las, e îngrozitor, am niște probleme de sănătate cauzate de fumat și dacă mă întreb pe mine, mai bine dai banii pe altceva. Cât despre muzică, din formațiile românești îmi place Robin and the Backstabbers și din cele străine Mumford & Sons. Acilate Mus 333 întreabă: ce tip de literatură îți place cel mai mult? Care este cartea ta preferată? Cel mai mult îmi place literatura românească. Nu din spirit național, ci din cauza că literatura și mai ales poezia tradusă își pierde din savoare. Cartea mea preferată e de cele mai multe ori ultima carte citită. În plus, depinde de tipul de carte, dar ca să dau totuși un răspuns, Puse pe căprării, în ultima vreme mi-a plăcut. De la categoria carte românească serioasă, Horia Ursu, Asediul Vienei. Din categoria carte românească de citit în vacanță sau metrou, Ioana Pârvulescu, Viața începe vineri. Carte străină serioasă, David Brooks, Animalul social. Și carte străină de vacanță, Alberto Vasquez Figueroa, Bora Bora. Dacă nu știți ce carte să luați cu voi în concediu, Bora Bora e distractivă, dar merge și Tuareg de același autor. Nikita Chris ne întreabă: ochelarii sunt de vedere și dacă da, de când îi porți? Ochelarii sunt de vedere, dar am o dioptrie mică, între 0,75 și 1, așa că nu trebuie să-i port mereu. În timpul filmărilor citesc un text scris anterior, așa că ochelarii mă ajută. Bosul Leo și Mureșan Norbi întreabă: de ce poza de profil este un hamburger? La început am zis să nu ne potignim în detalii de genul poza de profil. Mai important pentru noi era să începem. La un moment dat mi-aș dori să avem un Z realizat cu motive românești, drept logo, dar mai durează nițel. Mihai Ilie întreabă: care este mai interesantă, biologia sau istoria? Mie îmi place mai mult istoria pentru că îmi plac mai mult poveștile decât explicațiile. Andra Raluca Mălin ne-a rugat să facem o listă cu 10 lucruri pe care trebuie să le faci înainte să mori. Să vedem. 1. Să am un an de zile concediu pe care să-l petrec numai cu soția mea. 2. Să scriu o carte. 3. Să slăbesc în asemenea hal încât să mă plimb pe plajă în slip, mândru ca un cocoș. 4. Să fac fotografii cu un aparat Leica cu obiectiv 50 de mm Noctilux. 5. Să învăț să dansez. 6. Să cresc un copil, preferabil fetiță. 7. Să învăț să gătesc. Și astea sunt toate lucrurile la care mă pot gândi. Geo Oros întreabă: ce vlogger români îți plac? Nu urmăresc așa de mulți vloggeri, dar canalele românești care îmi plac cel mai mult sunt România Explicată și Sinapse. Dămșescu Iulia întreabă: vorbești foarte frumos despre Cristina. Cum ai cunoscut-o? O prietenă comună ne-a făcut cunoștință. Am făcut și un film despre asta pe alt canal, dar e atât de siropos că mi-e rușine să-l pun aici. Dacă îl găsești singură, felicitări! Japanii Simas întreabă: în ce oraș locuiesc? Sunt din Ploiești, dar de 9 ani locuiesc în București. Adrianus Dacu spune o serie de întrebări din care am ales. Ce înălțime ai? 1,89 m. Mănânci fast food sau mâncare nesănătoasă în general? Da, mănânc fast food. Practici vreun sport? Nu. Consider că ai devenit autodidact? Clar da. Trăiești la casă cumva? Nu, trăiesc la bloc. Consumi alcool? Nu. În cazul în care mănânci într-un restaurant sau ieși la o petrecere și se pun dintr-o dată manele, ce faci? Nimic. Cam atât pentru Q&A-ul acesta. Dacă aveți alte întrebări, lăsați-le în rubrica de comentarii și le vom răspunde în filmul următor.